O seară vă spun din nou la emisiunea Teologia în actualitate. În seara aceasta vom vorbi despre istorie, și unii s-ar putea să. întrebe trebuie. De ce să vorbim despre istorie când emisiunea aceasta este despre teologie? Pentru că teologia se face într-un context istoric și nu putem să facem teologie fără să mai avem în vedere și contextul istoric. De aceea, în seara aceasta avem împreună cu noi un profesor de istorie, dr. Paul Michaelson. Vă spun bună seara și bine ați venit! Bine, v-am găsit. După cum probabil deja ați remarcat, domnul Paul Michaelson este profesor emerit la uh, o facultate din Statele Unite, uh, profesor de istorie la Universitatea din uh, Hatt Hattington? Huntington. Hattington. Uh, ați fost de trei ori bursier în uh, România, pe, cu burse bursă Fulbright. Uh, și cred că acest lucru v-a făcut să vă legați de România. Bineînțeles. Uh, și uh, vorbiți și limba română. Neapărat. Uh, uh, ați scris Cartea Politica Românească 1859-1871 de la Prințul Cuza la uh, Prințul Carol. Uh, carte care a fost publicată în anul 1998. Ea a primit, a fost selectată pentru Choice Magazine, o asociație americană de biblioteci, care au numit cartea aceasta drept Cartea Anului, dacă am înțeles bine. Totodată ați primit și un premiu din partea Academiei Române, premiul Bălcescu pentru Istorie în anul 2000. Deci, cu alte cuvinte, aveți o conectare foarte bună cu România. Noi am trăit aproape 5 ani jumate din viața noastră în România, cu cele trei burse și pe urma uh, vizite frecvente în țară, inclusiv de acum. Sunt uh, o lună de zile, o să fim o lună de zile în țară. Anul uh, trecut am fost chiar 10 săptămâni în țară. Deci, e ceva atragător, mi se pare. Simțim cel puțin pe jumătate român. Vă simt nu doar ca un vizitator, ci ca unul care aveți o activitate intensă în România, pentru că ați fost președinte și în perioada 2006-2009 și secretar în 1977 și 2000 până în 2015 al societății de studii române. Uh -huh. Asta înseamnă că ați avut o activitate intensă cu România și a slujit ca și secretar al conferinței despre credință și istorie în 2004 până 2014. Asta toate spun că ați fost direct implicat într-o viață academică pe tema istoriei. Da, și care leagă cu a, întrebarea la început, teologie-istorie. Deci, jos, această asociație internațională a, despre credință și istorie a, sublinează importanța de a ști contextul istoric. De fapt, eu ușor de spun că religie creștină este un religie, o religie istorică. A existat în istorie, și istoria este important pentru uh, credința noastră pentru că dacă nu s-a întâmplat, să prăbușește cum a spus Pavel nu, uh, credința noastră în timp ce dacă Buddha nu a existat, nu prea schimba ideile, uh, și așa Credințe. mai departe. Da. Uh, am văzut că ați fost și sunteți și membru de onoare al Institutului Academiei de Istorie din Iași, București și Cluj, acestor da. academii, de fapt. Uh... Da. E, uh, înseamnă că am lucrat cu cele trei burse Fulbright în acest context de institutele uh, din București, Cluj, Iași și uh, am memoriile frumoase, chiar din epoca comunismului, în care, pe nivelul uh, sau pe plan mai general, relații sunt destul de formale, dar dacă mergem mai jos, legătură dintre oameni, istorici, colegii mei, uh, uh, am fost foarte bine primit și de am revenit pentru că... Altfel putem pleca în altă parte dacă nu te simți bine, nu, nu se simți uh, confortabil. Uh, dar, bineînțeles, uh, uh, cariera mea demonstrează că uh, simțul de colegialitate dintre istorici români și americani, mă rog, și istorici din toate părțile, uh, este o adevărat uh, o realitate și uh, pe altă parte, am avut uh, în ce în ce mai uh, adânc interes în interferența dintre grupul evanghelic din România și istoria românilor pe plan mai uh, general. Deci, încet, încet am plecat din secolul XIX, care, despre care a fost cartea mea, uh, acum mă ocup cu uh, problema religioase, drepturi constituționale, ale uh, grupului evanghelic dintre cele de două războaie, deci de până în 1940, uh, și a doua ramuri care tot au uh, deschis în ultimul timp este activitatea de baptiștii din Sud care aveau un întreg uh, program, misiune în Europa Uh, începând chiar când războiul, al primul război mondial, n-a fost terminat, dar uh, ei aveau inspirație să, să uh, cheltuiești sau adună bani, uh, cam au propus 24 de milioane de dolari. Când a ajuns la fapte, ei au ridicat până la 80 milioane de dolari, care astăzi înseamnă aproape 2 miliarde de uh, dolari, ca o sumă destul de fantastică. Uh, și un beneficiu uh, important a fost din România, în care. Institutul, au, uh, Seminarul Baptist. Seminarul Baptist a fost construit din fonduri strânși de Baptist din Sud. Spun că nu sunt Baptist din Sud, deci sper că sunt mai obiectiv oarecum. Uh, și a să avea și un ramur Amuzant, uh, uh, am uh, înțeles că în anii 80, când Ceaușescu vrea să într întreaga cartierul pe strada Berze uh, în zona Știrbevoda, când a ajuns la seminarul baptist, s-a aflat că convenții din baptist din Sud, din America, mai sunt proprietarul <gântu -i> și n-a fost, fost posibil pentru ei să se demolaza cladire, care sunt două cladiri destul de frumoase, care mai sunt aia acolo astăzi. Care uh, m-a distras când am aflat acest uh, chestiu. Pe altă parte, pentru că uh, chiar am avut o legătură personală cu zona, cu cam 100-200 de metri mai spre Sârbevod, a fost casa uh, istorică Constantin C. Giurescu, care a fost demolat. Și din cauza asta, fiul lui, Dinu Giurescu, în anii, sfârșitul anii 80, au plecat în America. Uh, mm -hmm. Nu știu dacă Baptista ar fi plecat în America dacă a fost demolat în uh, adirele lor, dar uh, deci astea sunt două chestii care încet, încet am aflat. Aici e o arhiva, pe altă parte am, am găsit chiar o arhiva uh, baptistii din Sud, este la Nashville în Tennessee, unde Fiul meu cel mare este un profesor. Noi suntem la Nashville o dată pe lună chiar. Și aici, cam, cam 30 de minute unde stau ei, este acest arhivă care e plin de documente legate cu misiunile lor în România. Deci, uh, prin un accident, oarecum, am uh, început să uh, filmeze. Anul trecut am filmat pro. 5.500 de pagini de documente și asta înseamnă și importanța cultul sau grupul uh, baptist din Sud. Au o întreagă arhivă mergând până în secolul XIX pentru că ei au înțeles fără istorie uh, nu ai un, uh, uh, un anchor, cum să spun? O ancoră. O okay. uh, uh, și uh, noi toți trebuie să avem un, uh, câteva puncte de reper și mi se, mi se uh -huh. pare că istoria este un punct de reper pentru teologie, pentru creștini însăși. Deci, uh, unii spun că nu mă interesează istoria, nu vreau să, să mă ocup cu istorie și răspunsul meu chiar la studenții mei care aveau uh, studenți general, uh, vă spun, uh, rând nevrând, tu ești un istoric. Ce faci fiecare zi? Țin memorii de ieri. Adică voi ați adunat aici astăzi. Cum ai știut unde să meargă? Pentru că ieri ha, ha, ai primit un bilet în care scrie unde merge. Și Deci, mă rog, e istorie uh, bucată, dar întrebare pentru mine este să fi, să nu fi un istoric. Este să fii un istoric bun sau rău. Nu avem altă alternativă, deci iar legăm cu tematica teologie-istorie și mi se pare că teologie istorică, sistematică, este foarte important. Bine, teologia semest, să face în context, context. în context. Noi nu suntem același oameni cum a fost acum 2000 de ani. Trebuie să înțelegem care a fost contextul atunci. Când Pavel spune cu tare, cu tare lucruri, sunt multe care ar fi de neînțeles fără contextul istoric. Și așa mai departe. Sunt impresionat de activitatea dumneavoastră de cercetare și de recunoașterea pe care și românii și americanii vă dau pentru cercetările pe care le-ați făcut în România, dar vreau să vă întreb dacă există cumva nu doar o preocupare pentru cercetarea istorică a României, dar și o legătură de familie sau de altă natură cu istoria României. Am ciudat întrebare, într-un fel, pentru că când am ales pe România, care a fost o poveste poate prea lungă, dar pe scurt, când vrei să studieze epoca, m-a interesat secolul XIX, trebuie să alege o țară. Eu am spus că, uite, Germania, Franța, Italia, deja ei au făcut istoria lor până la cel mai mic porție, mm -hmm. În timp ce, fiind a, a, comunismul în România, Europa de Est, ei au fost forțat să urmează cadrul marxist care spune... Asta trebuie să întâmplă pe urmă, să întâmplă celălalt și așa mai departe. Să lasă parte lucruri care sunt inconvenient nu, să nu mai discută. Deci, asta a fost primul. Uh, trebuie să învață limba, pentru altfel nu să studieze arhive. Și am studiat limba rusă, care nu mi-a plăcut. Deci, uh -huh. am spus că uh, lăsăm aparte țările slavice. Deci, cât a rămas? România, Ungaria, Albania. Americanii în anii 70 a fost interzis să se ducă în Albania. Limba maghiară, dacă am înțeles bine, dacă ești un adult e aproape imposibil de învață. Deci a fost, a rămas în România. Am avut și eu profesor care a fost unul din primele bursiere în anii 60 în România și mi-a spus cât de bine a fost primit și, deci, România a fost. Când am întors din prima sedera în România de doi ani jumate, o mătușă mi-a zis că ai știut că unele din rudele noastre au fost născuți în România. Am știut. Am aflat că bunicul, strabunicul meu, care a fost norvegian, s-a marit căsătorit cu o austriaca, pe urmă a fost angajat uh, vama austrieci la Delta Dunăra. Deci toți au trăit în jurul Tulcea și câțiva din unchii mei au fost născut într-un sat mic, Cataloic, care, pe urmă, am aflat, chiar acum cu studii de baptiști, aveau o puternică biserică din epoca aceasta și, îmi pare rău, eu m-am dus acolo, biserică nu mai există pentru că toți nemți au fost forțați să fugă din uh, al doilea război mondial, documentele lor s-au dus în Germania, nu mai știu ce, dar rudele mele au plecat înainte de primul război mondial, deci uh, am acest legătură inconștient oarecum, care pe urmă m-a bucurat câteva din ochii mei, zice că hai, mai povestește despre statul Cataloi, care am găsit în marele dicționar geografic, uh, publicat în 1900. Uh, 1900 chiar, și, uh, dar pe altă parte, România este intrinsic interesant pentru un istoric. De ce? Pentru că este un fel de laborator. Cum a mers naționalismul? Noi bazăm teoriile naționalismului asupra experiențelor Franța, poate Germania. La o parte, experiențele din altă parte, care de multe ori... Uh, Chiar nu merge bine în uh, construcție noastră teoretice. Uh, același lucru cu Revoluția Industrială. Uh -huh. Revoluția Industrială, în parte de la Pus, mai mult sau mai puțin bazat pe Anglia, care nu prea seamănă de fapt, cu restul lumei. Și uh, al treilea exemplu care folosesc în cursurile mele a fost uh, fascismul, care. Uh, în general, luam de la Mussolini și la Hitler. Dar cazul românesc, uh, uh, Garda de Fier, uh, a fost altfel. Nu din sens bun, bineînțeles, dar totuși uh, uh, implicații de ortodoxie care de fapt nu există în Italia sau în Germania. Uh, deci, uh, uh, încet, încet am aflat că România are o istorie destul de unică, care pe altfel servește ca un exemplu care se poate să confirma sau să contrazice teoriile noastre despre mersul istoriei moderne. Deci, și mi se pare că studenții mei au fost și atras de acest exemplu, pentru că ei știe despre Germania sau Marea Britanie sau Italia, dar țară din Est undeva, uh, și când te arat cum au mers lucruri, cum explică prin acest mersul țară mai mică, uh, dar totuși într-un context sud-est european, nu european centrală sau Europa de vest, uh, ei începe să înțelege istoria mai bine. Deci, pentru mine, uh, România a fost și de un folos uh, pedagogic, uh, uh, cum să spunem. Ați, ați și promovat România prin scrierile dumneavoastră? E bineînțeles, și nu mă rușine, pentru că, de fapt, asta a fost un motiv care profesorul meu, Glenn Tory, care a fost aici în 61, și profesorul Keith Hitchens, care este bine cunoscut în România, mi se pare că 5 sau zece din cărțile lui sunt traduse în limba română, ei. Avea niște blocare la, la început, pentru că cei de la arhivele, cei de la biblioteci nu au fost foarte siguri să lasă oameni din țarele capitaliște să intra în colecții lor. Și uh, uh, directorul de Institutul Iorghe, de atunci Andrei Oțetea, s-au dus la ei și zice că dacă nu ți dau voie, Ăștia americani o să placă acasă cu impresii foarte proaste despre România. și altfel, este în interesul nostru să se arată istoria noastră în mod special. și să se specialează în istoria înainte de primul război, care nu amestica în uh, afacerile noastre de zilele contemporane. Deci, uh, totul este pe interesul lor, noi. Uh, și, până urmă, s-au dat drumul în biblioteci, în Arivă și pe urmă ei au recomandat și pe studenții și că uh, avea acces la arhive, avea acces la uh, uh, biblioteci și au venit, atunci au venit primul val. Uh, eu am fost parte din al doilea val, deci 70, 60, 70, uh, 61 a fost primul val și pe urmă începând cu 70-71, când am venit eu și cu a fost al doilea, Uh, și pe urmă mai a fost uh, încă un trei la val de uh, oameni mai tineri. Deci tot a început cu uh, o primire totuși uh, benevol din partea românilor și, pe altă parte, noi americanii, dacă suntem bine primiți, atunci reciprocam, nu? <gântu -i> și, uh, V-ați conectat bine cu România. Da, bineînțeles. Deci, dacă am înțeles eu bine până în prezent, România a constituit pentru dumneavoastră un teritoriu, un cercetare care nu era încă foarte bine explorat. Bineînțeles. Al doilea, România pentru dumneavoastră constituie un prilej de a construi poduri. Uhum. Un pod între istoricii uhum. naționali și istoricii bisericii, dacă pot să spun așa. Că da. Și am înțeles din ceea ce ați expus până acum că ați făcut lucrul acesta în mod intenționat. Uhum. Intențional ați căutat că această legătură între istoria uhum. națională și istoria bisericii cumva să, să fie bine da. stabilită. Da, bine pus. Um. Noi, americanii, în general, nu prea uh, suntem uh, amatori de istorie prin siloz. Aici, hmm. istoria socială, aici, istoria economică, istoria bisericească și așa mai departe. Trebuie să conectăm pentru că, în sfârșit, istoria este un întreg. nu? Hmm. Bineînțeles, trebuie specializare pentru că un singur om nu se poate să să uh, fie și specialist în... Uh, 5 sau 10 ramuri istorice, dar totuși trebuie să caută, cum ați spus, poduri dintre ele. Uh, și eu chiar la început am fost uh, puțin, uh, ștept cum să spun, dezamăgit oarecum, pentru că au fost foarte puțin legături dintre istoria bisericească în România. Aici sunt uh, istorici ortodox care publicază în revistele ortodoxe. Aici sunt istorici care se ocupă cu altă ramă și nici unul nu, prea inter nu au interferențe cu celălalt. Bineînțeles, a fost și pe interesul autorității comuniste, pe atunci, nu? Pentru că nu prea place să, să normalizeze istoria bisericească. Nici nu, nu mai vorbim despre istorie, grupuri, putem zice, minoritar baptiștii, pentacoliștii și așa mai departe. Deci, uh, uh, după 89, să începe încet, încet să schimbe lucruri. În primul rând, uh, grupuri uh, până atunci mai uh, supresat, baptiștii și alte evanghelici, uh, au întrenat istoricii lor, care au fost foarte uh, plăcut surprins. Acum doi ani a apărut un enciclopedie istoriografie uh, română. Cinci volume, cele cinci volume cântărește zece jumate kilograme. Deci e o lucrare, nu? Și acolo se găsește nume din câțiva din istorici baptiști, pentecostal, uh, frații și așa mai departe, care chiar la începutul după 89, hai să zicem până 89 până uh, 2000, n-ar fi. Deci, normalizeze uh, toate ramuri și să vede importanța să urmează cu atenție uh, aceste interferențele care până acum au fost pur și simplu ignorați. Uh, despre ce, ce motiv am și eu acum să pregătesc o carte despre um, lupta pentru drepturile religioase și uh, constituționale evanghelice în România în epoca interbelică. În primul rând, pentru că, uh, uh, mergem apoi un pic, evanghelici constituie cât la sută? 2, poate maxim. Maxim 2. Uh, deci, poate spune... Doi din 100 e nimic, adică nu prea. Dar tocmai prin acest aventurile istorice ale minorități să învețăm lucruri foarte interesant spre naționalismul, fascismul și așa mai departe. Și exemplu ar fi cât importanță sau cât parte face istoria românilor în contextul universal. 2%, poate mai puțin, nu? dar după cum am spus totuși are o importanță merită să fie studiată integrată în istoria universală uh, în același chestii, istorie grupuri religioase uh, așa zis minore merită să fie integrat în istoria românilor din același motive ați vorbit uh, și ați folosit un cuvânt cheie care cumva schimbă perspectiva noastră celor din uh, România cu privire la modul de a vedea istoria, și anume istoria sunt secvențe. Uh, și sunt cumva cluburi istorice. Uh -huh. <laughs> și cuvântul cheie folosit a fost, a, folo a fost integrare. Integrarea uh -huh. uh, istoriei naționale cu istoria Bisericii, uh -huh. istoria Bisericii cu istoria națională, dar în același timp integrarea istoriei României cu istoria universală uh, pentru a uh, înțelege mai bine cum fenomenele care au avut loc în istoria românilor uh -huh. se relaționează uh -huh. Uh -huh. cu fenomene care au avut loc în istoria mondială. Da, sigur, și uh, încet, încet. Adică uh, înainte de 80, nu, să găsești un specialist român care se ocupă cu istoria apusană? foarte puțin uh -huh. uh, aproape inexistent. <laughs> Pătrânul Oțete a fost excepție care în anii 30 a scris o carte foarte mare despre epoca Renaștere. Mm -hmm. După 45, nu prea găsești, a, mă rog, Oțete mai scrie, dar a, după 89, încet, încet, facem progres în această prevință. Deci a, am un coleg la Iași care știe foarte bine mișcarea liberală din Germania și face legături pentru uh, ideologie liberală nemsești, are și o influență în România, bineînțeles, care, de fapt, a fost aproape tot, total ignorat înainte de 89. Deci, asta e un prim. Deci, el trebuie să știe limba germană, nu? Mm -hmm. Trebuie să se ducă în Germania. Uh, deci, suntem totuși pe începutul drumului, dar sper că universitățile Uh, uh, instituțiile românești o să mai încurajează uh, acest uh, mișcare. Am fost foarte plăcut uh, sau surprins, plăcut uh, surprins, uh, vorbind cu cei de la Institutul Teologic Baptist, zice că, da, noi am uh, trimis pe cineva la Oxford, la uh, Regents College, să studieze acolo istoria bisericească. Deci, într-un fel, am impresia că la Seminarul Teologic, Institutul Teologic, au făcut doctorate de la Oxford. Deci, Oti Bunaciu sau Daniel Marius, Octavian Balaban, alții care, ca un percentaj la sută, sunt mai mulți decât istorii seculari din România, dar speranța mea când este o mobilitate mai mult, în mod special de studenți, o să încet, încet să, să avem această integrare, care ar fi bun și pentru istoriografie apusana și istoriografie românească. Aș vrea să vă întreb puțin legat de influența celor două sectoare istorice. Sigur că am înțeles că nu lucrați cu acest concept de două sectoare istorice, dar eu, care nu sunt istoric, vă întreb din perspectiva. Permite câteva greșeli, <laughs> Din această perspectivă a teologiei, vreau să vă întreb: în ce măsură credeți că istoria națională a influențat istoria bisericilor baptiste? Și evanghelici, hmm. și, și invers, au existat acest schimb de, uh, schimb de influență, dacă da. aș putea spune așa. Da, ar fi fost, uh, ar, din fericire, ar fi fost mai mare, o influență mai mare, decât uh, s-a întâmplat. Dar, de pildă, uh, un exemplu poate negativ: baptiștii sau evanghelici uh, în epoca interbelic au fost au un stare de asediu. Deci sunt într-o fortăreață uh -huh. atacată de fel de, fel de, burocratie, guverne. Uh, au venit săracul Rushbrook, uh, care a condus baptiștii, uh, asociatii baptiștilor din Europa, uh, 13 ore în România, să pledează uh. <laughs> pentru ei drepturile lor, să întâlnește cu ministrul Goga. Pac el plângere, Cogă zice, dar asta a fost un birocrat undeva care nu a înțeles bine. Noi o să rezolvăm problema, nicio, uh, nicio uh, uh, frică din acest privință. <gript> Roșbuc pleacă acasă, după șase luni, întoarce încă o dată, alt guvern, alt birocrație, alt <gript> scuze. Uh, deci, baptiștii. Uh, pe urmă, subcomuniștii avea sensul de a și mai mult, nu? pentru că uh, în lacașul lor avea oarecum libertate, dar din afară, uh, care pentru baptiști este de neînțeles, adică pentru eu fiind baptiști, uh, e de neînțeles, uh, renințarea noastră nu oprește la ușa piserică. Uh, de fapt. Uh, viziunea mea este biserica este un fel de încalcător de bateriile noastre să pregătim okay. pentru noi să mergem afară, okay. să să... fim uh, buni cetățeni Da, succesate. să fim buni cetățeni, să să împărtășeștem uh, 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 credința noastră cu alții. Deci asta a fost cam interzis. Deci uh, ei au continuat într-o stare de seriu care... Mi se pare că avea, după 89 uh, un efect uh, nefavorabil pentru că s-a schimbat contextul. Încet, încet, probabil, uh, în mod special tineri, uh, lasă aparte acest simțul uh, de persecuție și de asediu. Uh, Pe de altă parte, baptiștii întotdeauna avea un rol important, promovarea drepturilor individuale, libertate religioase. Peste tot, și în America, libertate religioase au venit din grupuri baptiști. În Europa, la fel, în Anglia, în secolul 16-17, după Reforma, libertate religioasă nu există. Adică, ei au venit să înlocuiește pe catolici care persecutează grupuri minore și au început să persecutează ei. Mm. -hmm. totuși au insistat, au fost martirizat, uh, dar eventual au prins ideea în Anglia uh, și mi se pare că uh, baptiști și alte evanghelici au același uh, posibilitate de a influența uh, mersul istoriei în România. Ca exemplu lor, uh, îți dau un uh, mica anecdota. În anii uh, 70 a fost un program pe televizorul uh, TVR uh, care fac un fel de... Uh, uh, Exposure, nu să... Ex Expunerea. Dezvaluarea. unor evenimente. Da, sau oameni, știi? Deci, de pildă, aici este un om foarte bine Pregătit. Îmbracat, are mașina și acasă în Moldova, pe lângă Iași, într-un sat undeva, mama lui nu avea mâncare, știi? arata Arată mama săracă, arată el cu un apartament frumos. Deci, să fac scandal. Și avea ideea să fac scandal cu uh, avantiștii, care nu vrea să lucrează sâmbătă. Uh -huh. Deci uh, ei a fost o discuție dacă ei nu se poate să facă lucruri seara înainte și așa mai departe. Dar ce s-a întâmplat cu acest program? A, f a făcut lucru pe jos. Deci, eu n-am văzut, văzut programul. Pe invers, o, nu? de invers. Propaganda invers. Uh, N-am văzut programul, dar a doua zi, auzind despre acest uh, eveniment, am întrebat pe câțiva colegii mei, oameni fără niciun interes religios, am auzit ca la televizor a fost programul cu tare. Unii zice, da, eu am fost foarte impresionat de acest oameni care din credința lor religioase rezista <laughs> și, deci, am auzit... Efectul a fost invers. Da, am auzit, pe urmă, producătorul, uh, emisiunea a fost dată afară <laughs> pentru că uh, a greșit. Deci, uh, înseamnă că avem chiar o influență pozitivă, uh, chiar când lumea neagă. Uh, deci, asta e un exemplu numai. Altă chestie, am, am uh, asistat odată cred că sunt 2000 ceva, la uh, o predică într-o biserică ortodoxă, în care uh, preotul vorbea despre uh, caritate. Și da un exemplu de din Biblia în care uh, un grup de evrei nu arată acest uh, uh, virtute. Uh, și uh, el zice că ei au fost condamnat de Isus. Și toți în audiență zice, da, dar da, asta pentru acolo. El zice că acest oameni suntem noi. De pildă, dacă ești un sărac, te duci la o biserică baptistă sau altă biserică neoprotestant și să primește mâncare, primește haine. Și ce facem noi? Adică și atunci lumea a fost puțin deranjată pentru că a încă un exemplu de caritate reală care poate să influențează societatea pe planul mai mare. Timpul nostru se duce atât de repede, dar aș vrea să vă întreb, domnule profesor, cum poate istoria să modeleze prezentul? Sigur că avem o istorie, avem o istorie națională, o istorie a bisericilor, Uh, ele se integrează, așa cum a spus dumneavoastră, dar cum influențează istoria prezentul? Uh, dificil întrebare. Eu, în general, când sunt întrebat despre prezent, zic că, ca, ca istoric, pot să uh, preveni ce o să întâmplă în trecut, dar în viitor nu prea. Uh, bineînțeles, uh, avem o metodă de a aborda lucruri. Și se poate să spunem câte ceva, dar cu multe uh, uh, Reține. restricții, reținere, da. Uh, bineînțeles, uh, uh, nu cred că istoria se repetă, dar noi oameni sunt la fel cum este bine cunoscut. Uh, suntem cum am fost, cum am fost în antichitate, uh, omul să reacționează Uh, cam la fel peste toate timpurile. Deci, în acest cauză putem cântărim posibilități, uh, dar, pe alt fel, am pus întrebarea, ce facem azi cu Putin sau cu uh, uh, Erdogan sau Hamas sau... Uh, istorici au puțin probleme cu actori care sunt neraționali. pentru că o analiză academică implicase un fel de raționalitate, nu? Uh -huh. Și totuși putem să spunem ce se întâmplă, nu este o surpriză. Uh, Hitler n-a fost o surpriză pentru creștini, pentru că uh, din inima omului sunt bune lucruri bune și lucruri dintre cele mai proaste, cele mai rele. Deci când Cineva ca Hitler apară sau uh, Putin, atunci noi nu suntem surprins și trebuie să fim pregătiți să reacționăm corect. Uh, în primul rând, uh, la noi, în general, publicul vrea să reacționeze cu ura, care mi se pare că creștin nu are uh, voie să urește pe altcineva. Uh, trebuie să iubește, trebuie să uh, uh, roagă pentru ei. De fapt, soția mea a spus că, când Hamasul a intrat în Israel acum, regent, trebuie să rugăm pentru ei. Eu am fost. Am, trebuie să fim împins puțin de Doamna să fi de acord. Și v a spus că, și țin minte, în Gaza sunt 3500 de creștini. Uh -huh. Uitați-vă, ăștia sunt opresați de comilitonii lor, nu? Pentru că sunt creștini, nu musulmani. De altă parte, sunt opresați de izraeliți, fiind palestinienii, adică suferă cu uh, ceilalți pe lângă ei. Uh, bineînțeles, trebuie să rugăm pentru ei, dar trebuie să rugăm și pentru cele mai rele oameni, poate uh, să ajunge un miracol. Lumea seculară nu așteaptă miracole pentru că nu se poate să există. Dar noi știm foarte bine că uh, istoria este plină de uh, lucruri, lucruri miraculoase și uh, singurul uh, îndemnul nostru este să rugăm, să, să fim plini de har pentru că cine a dat harul noi, nu? Uh, și dacă, mă rog, asta este și în. Uh, rugăciune Domnului, nu? Deci, asta zic, să nu gândim despre politica sau reacțiune cu rachete și nu mai știu ce, și să rugăm pentru pace și rugăm și pentru deșteptarea anumite inimi în zona asta care se poate să fie mai deschis spre creștinismul, văzând că este o alternativă care nu se confundă cu politica normală lumești. Deci noi am primit har și trebuie să oferim har, să Sigur am că primit da. pacea lui Hristos și trebuie să trăim cu pacea aceasta, oferind și celălalt pace. Am văzut că sunteți preocupați și cu aceasta aș dori să încheiem mai avem doar câteva minute de a încuraja pe istoricii români în special evanghelici să scrie istoria să, uh -huh. să scrie istoria bisericilor lor din spectru evanghelic dar nu doar din spectru evanghelic. Uh -huh. Care ar fi motivele? De ce să scrie această istorie? Um. Două motive, probabil. Primul este o altă arie care m-am ocupat de mult, este istoriografie română. Deci, unde sunt arie de nește cu pagini albi, mă încurajează pe cei care se ocupă cu prescrierea acest pagin alb, pentru că de multe ori sunt albe din motive care sunt importante. Deci, dacă înțelegem despre uh, cei care n-au fost tratate aceste Subiect? subiecte, atunci înțelegem ceva despre mersul istoric general. Uh, pe de altă parte, uh, eu am fost încurajat de profesorii mei să fiu un istoric. Uh, când am plecat în România, am stat de vorbă cu uh, câțiva care au fost deja cu experiență în România, ne-au uh, uh, spus despre experiențele lor cu generozitate și așa mai departe. Deci, pe partea mea, este să uh, uh, arată același atitudine în fața uh, nu numai istoric sau chiar uh, academici americani și uh, România, pentru că, cum uh, v-am spus, la început, România este oarecum al doilea țara mea și dacă ar fi vreodată un match din fotbal dintre Statele Unite și România, mă îndoiesc cu care o să țin, știi? Dar, deci, toți avem o obligație. Cum a spus Newton, știi, descoperitorul multe lucruri științific. Noi stăm pe umere ceilalți. Pe celorlalți, deci, înainteașilor noștri. Noi putem să ridicăm mai sus, să avem o uh, prindere mai mare, pentru că noi nu începem la, la fund, uh -huh. începem pe umere ceilalți care au venit înainte de noi și de asta putem să, să uh, facem și un tribut la alții care mi-au ajutat. Glentori, Cornelia Bodia, istorică uh, română, uh, apostol Stan, alții. Uh, și în același mod merge spre uh, o istoriografie mai bună, mai uh, folositoare. Și, bineînțeles, dacă înțelegem istoria grupului nostru religioase, același lucru este uh, implicat. Profesor Markelson, mulțumesc mult pentru că ați fost cu noi și pentru impulsul care îl dați istoricilor români de a scrie istoria. A mai mare plăcere. Și mulțumim pentru contribuția dumneavoastră la cercetarea istorică, special la cercetarea istoriei bisericii. Și vă așteptăm și cu altă ocazie să mai discutăm. Vă așteptăm în România pentru seminarii, conferințe, cursuri. Și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu putere de muncă în tot ceea ce faceți. Da, eu sunt uh, recunoscutor de Institutul Teologic Baptist, care uh, m-a invitat, ne-am cazat uh, și uh, am simțit foarte comod, adică în sensul bun, nu de sensul de leneș, uh, dar, uh, dar și pe de altă parte, cam a fost așteptat. Chiar dacă vine din seminarul aici, la noi, o să primim și noi cu același uh, responsabilitate și uh, frație, hai să zicem. Da, Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și vă aduc aminte că fiecare dintre noi scriem o istorie. O istorie bună sau mai puțin bună. Dar fiecare dintre noi suntem, într-un anumit sens, uh, oameni care scriem istorie în lumea aceasta. De aceea trebuie să luăm hotărârea de fiecare dată și pentru fiecare zi, ce fel de istorie vom lăsa în urma noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu a fi oameni care uh, înalță uh, numele Lui Dumnezeu prin fiecare pas al istoriei vieții lor. La revedere! O seară bună!